Bine ați venit, dragii prieteni! Astăzi vom face un test de diagnoză la mașina cu programul ForScan. S-a aprins un martor de bord, beculețul roșu, și într-un alt video am arătat unde putem descărca gratuit acest program pentru mașinile Ford sau Mazda și cum putem să-l instalăm. Este un program gratuit, nu este greu de instalat, dar am observat că pe Windows 10 nu merge, așa că l-am instalat pe Windows 7. Windows 10 nu-mi recunoaște interfața OBD2. Căutăm priza OBD2, de obicei în partea șoferului, sub volan, și conectăm interfața. Se vor vedea niște beculețe aprinse. Celălalt capăt la calculator, prin priza USB. Bateria să fie bine încărcată sau calculatorul să fie conectat la o priză de curent. Pornim programul ForScan. Aceasta este pagina principală. Trebuie să conectăm mașina. Programul are 3 recomandări. Prima, să punem cheia de pornire pe on. A doua, dacă avem un switch, să fie în poziția HS-CAN și nu în poziția MS-CAN. Poate într-un video vom vedea care e diferența și cum putem să introducem un întrerupător la interfața OBD2. Și a treia recomandare, să nu avem vehiculul în mișcare. După ce recunoaște mașina, dăm OK și va face un test. Apăsăm butonul DTC și vedem ce erori ne dă. În cazul meu, pe 2458, legat de regenerarea filtrului de particule, apoi eroarea P2585 legat de aditiv care s-a terminat. Ieri am umplut rezervorul cu cerina sau cu aditivul care permite o ardere mai ușoară a noxelor adunate în filtrul de particule. Și al treilea, P1932, tot legat de celelalte, arată nivelul scăzut de aditiv. Cu acest program putem porni o regenerare a filtrului de particule. Vom vedea cum într-un alt video. Avem informații utile în cazul în care schimbăm acest filtru. Recomand să ne familiarizăm cu acest program pentru că are multe funcții, dar fiecare este răspunzător pentru ceea ce face la mașina lui. Aceste tutoriale sunt doar demonstrative și de informare. Nu putem înlocui o diagnoză făcută la un service de specialitate. La opțiuni putem să schimbăm limba dacă dorim. Momentan o să pun limba română. Repornim programul și ne reconectăm la mașină. Apoi programul va face un nou test și va regăsi erorile legate de terminarea aditivului pentru filtrul de particule. Eu am umplut rezervorul cu cerina, dar acum trebuie să rezetez erorile manual, deoarece mașina nu știe acest lucru. Senzorul prins de rezervor a trimis un impuls la calculatorul mașinii, dar acum trebuie șters. Dacă aveți rezervorul și nu l-ați umplut, să nu ștergeți aceste erori. Veți avea probleme la filtrul de particule. Apăsăm cheia, adică butonul Service Functions, unde avem anumite acțiuni pe care le putem face. Alegem unde scrie umple rezervorul de combustibil cu aditiv și apoi dăm play. Se deschide o fereastră care ne spune să nu înaintăm cu procedeul dacă nu am umplut rezervorul. Oprim motorul, așa cum suntem întrebați, dar lăsăm cheia în poziția ON și începe procedura de resetare. Apoi pornim motorul după ce apare acest mesaj. Dăm OK și facem tot ce ne spun celelalte mesaje care apar. Oprim motorul,
apoi punem cheia în poziția ON, dar nu pornim motorul și așteptăm câteva minute. Procedura de service s-a încheiat cu succes. Aceeași procedură am făcut-o pentru opțiunea Fuel Additive System Prime. Această opțiune trebuie executată dacă modulul FAT a fost înlocuit sau oricare dintre conductele de interconectare au fost desfăcute. Ultimul lucru care rămâne de făcut este ștergerea erorilor. Apăsăm butonul DTC și jos în stânga butonul Resetare DTC. Confirmăm și mașina nu va mai avea martorul de bord aprins. Sper că acest video v-a fost de folos. În următorul video vom vedea cum umplem rezervorul cu aditiv pentru filtrul de particule. Pe curând!